Ce v-a speriat? Că ne-am știut o leacă. Uitați-vă, am venit cu drag, am înțeles că este o sărbătoare frumoasă în această gospodărie, în această mahal și în acest sat frumos. Și azi vă întrebăm cine ne-a trimis la dumneavoastră cele mai frumoase flori și cadouri. Copii. Cine copii? Tata. Tata, băiat. Cineva și de poate și... Este de la fica Inga, da? Ginerile Mihai și nepoții care vă iubesc foarte mult. Adelina, Sergiu și Mihaela. Foarte corect. Cei trei nepoți care vă iubesc foarte mult. Din păcate, asta e znoptuță vie la dumneavoastră. Să vă spuie că sunteți cea mai scumpă mămică și bunică. Să vă spuie că vă iubește foarte mult. Să vă spuie că sunteți cea mai importantă. Și cel mai important, să vă spuie că este dor de dumneavoastră foarte mult. Din păcate, la această situație care avem noptuță vie și ne-a trimis pe noi să vă aducem cele mai frumoase cadouri. Și o să încep cu aceste flori, această cutie de flori imensă, pentru că o meritați de plin, pentru tot ce ați făcut. Pentru că i-ați crescut, pentru foarte multe nopți nedormite. Și uitați-vă rezultatele care le aveți astăzi în această gospodărie, cu aceste emoții frumoase care le meritați. Așa. Aici mai am și o tortă, delicioasă și gustoasă, unde este scris pentru scumpă mamă și bunică. Așa. O să vă ajutați pentru că este grea torta. Din partea companiei surprize la ușa ta, avem o sticluță de șampanie să sărbătoriți. Asta pentru buniel. Pentru buniel. Fie pentru buniel. Asta pentru tort, ca să o serviți. Mulțumim. Și venim cu sincere felicitări din partea lor. V-am spus cele mai frumoase cuvinte pentru că le meritați de plin. Și aici o să le lăsați ceva frumos în cameră, că cele mai frumoase cuvinte sunt de la mama și de la bunica. Și să știți că și ei merită cele mai dulci cuvinte. Da, vă mulțumesc! Inga și Mișa și Delina și Sergiu și Mihaela la Tespinul. Vă mulțumesc din suflet! Nu m-am așteptat așa ceva, dar vă mulțumesc din suflet, vă dăi să vă o sănătate și vă putem să vă gândim mai degrabă acasă, lângă voi. Mulțumim din suflet, vă dăi să vă o sănătate. Aici nu trebuie multe cuvinte, pentru că aceste lacrimi de fericire și de bucurie se văd. Așa că astăzi nu o să reușiți, dar mâine o să luați telefonul și o să-i mulțumiți. Dar să știți că ei știu că îi iubiți foarte mult, pentru că pentru ei și ați făcut până acum... Din tăt inima, din tăt sufletul iubim și așteptăm cu mare drag acasă și cu nerăbdare și cu tăt cele mai bune cuvinte. Gata, nu plângeți că mod prin prejur, tăți încep a plânge. Dacă noi așteptăm tăt să vie. Sănătate, fericire, revedere cât mai curând, să așteptați acasă, că eu să vie cât mai curând. Vă dăm și nevastă sănătate. Să venim și la 70, 80, 90 și la 100 de ani să venim la dumneavoastră. De Doamne, să ne frumoasă, băieți, noi vă dorim pace pe pământ ca să putem vedea acasă mai degrabă. Cel mai important, pace pe pământ, da, și pâine în casă la fiecare. De Doamne. La mulți ani. Mulțumim frumos, mulțumim dumneavoastră pe surpriza făcută, pe neașteptate. Noi am făcut-o cu drag pentru dumneavoastră. Mulțumim frumos, vă dăi Dumnezeu sănătate, să mai faceți așa ceva.